Doi bărbați din Turceni, tată și fiu, au ajuns după gratii. Cei doi sunt acuzați de fapte de violență după ce au snopit în bătaia un tânăr de 20 de ani. Conflictul a avut loc într-o benzinărie, iar angajații unității au sunat la poliție când au văzut scandalul. Victima a avut nevoie de îngrijiri medicale, iar cei doi agresori au fost reținuți pentru 24 de ore. Conflictul a pornit într-un bar din localitate. Pentru a aplana lucrurile, victima a părăsit localul, însă agresorii l-au urmărit și l-au prins în stația Peco, unde tânărul oprise autoturismul pentru a alimenta. În urma loviturilor primite, victima a suferit mai multe leziuni și a fost nevoie de intervenția medicilor pentru a-i acorda îngrijiri medicale. Oamenii legii au deschis un dosar penal pe numele celor doi agresori și i-au reținut pentru 24 de ore. Un tânăr de 20 de ani din localitate, în timp ce alimenta cu combustibil autoturismul personal la stația Peco, în urma unui conflict spontan, a fost agresat fizic de un bărbat de 45 de ani și fiul acestuia de 23 de ani, ambii din orașul Turceni. În urma loviturilor primite, tânărul a suferit leziuni, fiind necesară intervenția unui echipaj medical pentru acordare de îngrijiri medicale. În baza probatorului administrat în dosar, s-a luat măsura reținerii pentru 24 de ore a celor doi suspecți. Astăzi, suspecții au fost prezentați în fața magistraților cu propuneri legale. Ce ați făcut? De ce l-ați bătut? Avocata celor doi suspecți a declarat că aceștia și-au recunoscut fapta. Cei doi și-au recunoscut fapta, mai ales că au fost surprinși de camerele de luat vederi de la benzinăria unde a avut loc incidentul. Momentan se discută despre o împăcare. Am luat legătura cu partea vătămată și discutăm despre o împăcare. Vom vedea ce va fi. Anchetatorii vor continua cercetările în acest caz.